Ați ajuns la Mediaș, trei sași români sau cum or fi, dar sunteți, da, sunteți întregi. Doi sași în român. Hai să vă prezentați la început. Da, sunt Iulianu Ioan, sunt din Ghimbap, lângă Cristian, așa. Eu sunt Harald Zucker, din Cristian. Și eu sunt Manfred Drăuț, din Cristian. Bun. Cum a fost ziua de astăzi? Că pe urmă discutăm și despre restul. Ziua de astăzi am venit de la Deva, plouați până la Blaj. Și n-am găsit loc de cazare și ne-am hotărât să ajungem la Mediaș. Deci am făcut în jur de 140 de kilometri. Și până acum câți kilometri ați făcut? Total avem 1400. 1400 și un pic. Ideea de unde? Cine a avut ideea cu chestia asta? Este o chestie mai veche pe care o facea cu Harald, da? Am văzut de multe capitale din Europa, printre care Londra, Edinburgh, Paris, Viena, Viena. Și noi am avut o mare sărbătoare, un festival Cristian. Și cu această ocazie am zis să noi venim pe bicicletă și doamnele să vină cu mașină. Și atunci s-a atașat colegul nostru, care ne-a făcut pârtia. A tăiat aerul, A fost lider. Da. A fost o excursie frumoasă, ce să fie. Și o să mai fie. Încă n-am ajuns la destinație. Da. Bună seara și bine ați venit din nou pe 90.2 FM. După cum vă spunea Ale și a citit pe Facebook, avem trei mușchetari la Mediaș. Au intrat cu bicicletele în orașul nostru. E vorba de niște sași care au o pasiune, ciclismul. Au plecat acum câteva zile din Germania. După 1400 de kilometri am așteptat în jur de ora 7 la intrarea din Mediaș. Bine ați venit la Mediaș la Radio Ring. Bine ne-ați primit. Așa, cum vă simțiți astăzi după o tură mai lungă? Trebuia să dormiți la Blaj. Da, la Blaj n-am găsit locuri de cazare. Așa. Și mai erau 44 de kilometri și am zis să mergem până la Mediaș. Da? E prima tură de asta de Germania-România pe care o faceți? Este prima tură, da. Am făcut în alte țări în Europa, în Anglia, în Austria, am văzut multe capitale și anul acesta am hotărât, fiind o sărbătoare a sașilor din Cristian, o reuniune după 4 ani și colegul nostru, bunul nostru prieten, a hotărât să venim cu bicicleta de la Valcraiburg la Cristian. Ați avut curaj să-i luați cu dumneavoastră? Da, eu am avut curaj să-i luați, sigur. Da. Am mai fost plecat cu Johnny, am mai fost plecat și știam că o să reziste și cu Manny. Și ne cunoaștem de mult timp și... Și o surpriză plăcută a fost Manny pentru noi, că ne-a luat... Păi bun, mie numai de la câteva pedale am dat, de la ieșirea din media spre centru și zice, băi, bicicleta asta ta merge sau ce face? Așa ne-a făcut și nouă. Și l-a pus ca lider. L-am făcut capitan de echipă. Manny, cum e cu echipa asta? E frumos, e foarte... cum să spun... Da? Țin pasul cu tine? Da, mă mir. N-au bicicletele așa bune, trebuie să spun. Și tot ține. De fapt, ei sunt uriași, nu eu. Noi am luat bicicletele, deci noi doi, ca să le lăsăm porn aici, în România. Deja am luat bicicletă, a mea era 30 de euro, a lui 80 de euro. I-am pus cauciucuri noi și am plecat. Da. Probleme tehnice cu o propană, ceva? A sărit lanțul astăzi la mine. Asta e la Deva. Singura pană care am avut. Dar ochelarii mei nu mai zice. S-a rupt un și a doua zi și atunci nu mi-am mai cumpărat și merg numai cu unul, cum zice. Da, numai cu lentilă sau numai cu un braț? Nu, de la cu un braț. Dar cu drumurile din România cum vă descurcați? Cum a fost din Germania până în Budapest? Cea mai rea etapă era din Budapest până în Kecskemét. Circulație mult, a fost vineri. Până în Budapest sunt piste de biciclete foarte bune. Dar de acolo nu mai era. Și în România cu camioanele pe străzile astea principale nu e așa ușor, dar ne-am descurcat. Astăzi prima zi de ploaie. Da. Cam câți kilometri v-ați propus în fiecare zi?
Deci păi targetul era de 125-130, da. Dar l-am depășit, se pare bine, în unele zile. Media, da. Cred că media la 150 pe zi. Am făcut și etape de 170 și de 120, de, cred că media 150. Da. Da. Cu cazările, mâncarea, aveți un, v-ați propus ca să faci, aveți un regim special în perioada asta? Pentru că sunteți solicitați și nu faceți în fiecare zi sute de kilometri. Nu, chiar de nu. Să spun, astăzi am venit cu o gogoașă și cu... am mâncat o gogoașă unde nevoia la... pe drum, nu știu, că am plecat de la Deva astăzi, totuși am făcut un drum frumușel. Regimul ploaie... Radler. Și da. Vorbeam cu niște prieteni care au fost prin Alaska și pe munți, da, la înălțime, da. Ziceau că ei întotdeauna jiau țuică și slănină cu ei. Deci astea sunt... Bun, ok. Grase nu sunt bune la sport. Oricum e un sport. Noi nu suntem, nu facem un concurs sau așa, dar oricum e sport și mâncare grasă nu merge. Și alcool... Aici trebuie de pus totuși un efort. Vă dați seama, la 170 de kilometri într-o zi nu e de glumit. Și cu străzile astea. Și cu mașinile. Nu e așa că mergi cu... Trece camionul, poți face bicicleta de zici cu ea după el. Și de dormit am avut corturi cu noi. Am da, primele trei zile. Camping, formă pensiuni, hoteluri, cunoștințe. Dar am văzut că la colegii de la Zimbenburgen, la radio, acolo, da, este o hartă cu traseul vostru, da, și așa, câte o propoziție, un rezumat scurt. Da. Pe Facebook puneți ceva? N-am pus. Am pus pe WhatsApp la prieteni și pe Facebook am pus eu, da. Mm-hmm. Da. Toate imaginile sunt pe Facebook, pe adresa de Guguianu Ioan. Mm-hmm. Se găsesc imaginile și la prieteni pe WhatsApp am trimis. Bun, și la Cristian ce vă așteaptă acolo? Ce petrecere sau ce? Întrunire sașilor care au plecat din Cristian, vine acum vreo 300, cred că s-au anunțat, din Germania la întrunire și face în felul ăsta cum făceau înainte sașii nunțile. Deci intrăm de miercuri în sală cu pregătiri, cu prăjituri, cu teiței, cu supe, cu tăiem doi porci, cred că o să tăiem... Și acolo... Și iasă cine poate, sau cum, sau cine poate. Vingă tot. No, și sâmbătă e petrecerea și duminică, cred că merge două zile și lunea facem curat și gata. Și de-aia am venit. Și doamnele vă așteaptă cu... Ele vin cu mașina? Da. Ele da. Vin sâmbătă, duminică cu mașina. Da, au avut curaj să vă lase să plecați pe drum așa. Deci le mulțumim că ne-a lăsat, că nu fiecare lasă și le mulțumim că ne-a lăsat. Special cu ocazia asta trebuie să salutăm și niște buni prieteni de-ai noștri din Germania, dacă se poate. Mare plăcere. Familia Schneider, Klaus cu Erika, familia Filip, Otto, Filip, Dorotea, care este mămica lui, pe Wagner, pe cu așa. Și să nu uităm pe nimeni, cine mai e de păi felicitat? Mai avem aici președintele din Cristian, Helfried Götz și Renate. Care probabil să ne și aude în direct clipa asta, da? Și ne așteaptă și ei. Și au fost tare încântați prietenii noștri de curs. Asta totuși nu este o... Păi da, zic, nu chiar de aici până la Brașov sau Sighișoara. Da, și vă dați seama că mâine am putea ajunge la Brașov. Deci, și domnul Guguianu are 58 ani, deci... Sunt decanul de vârstă, am uitat să vă spun. Dar se vede, nu? Nu se vede. Colega, în momentul când i-am arătat fotografia de la intrare și care a făcut-o la media, zic, se e sigur că ăștia au ajuns cu bicicletele? E confundat. Da. Înapoi, cum mergeți înapoi? Păi eu m-am dus cu mașina, de fapt, cu mașina mea. Deci, în Germania? Cu care se va întoarce soția lui. Aha. Înțeleg? Și acum dacă n-au cu ce să se... Dacă n-au cu ce, că vin o grămadă de sași și îți dai seama că probabil o să aibă. Dacă nu, o să tot mă cu duc eu cu ei, mi-au grămadă. Tot cu bicicletă. Și la mine vine nevastă mea cu mașina. Oricum nu le conservăm bicicletele după etapa asta ultima. Nu le conservăm, mai e sigur.
Și nu o să fie ultima dată când venim, deci. Da. Eu, adică da. Cu bicicleta. Da. Așa. Vă felicit. Da. O noapte cât se poate de ușoară, da, frumos, vă așteaptă o zi frumos, mâine plină și dacă aștept poza de final de la Cristian. Vă mulțumesc, vă trimite. O să fie pe contul de Facebook, nu? Facebook. Sau la colegii de la radio din Germania. Exact. La salutări și lui Jürgen Schnabel de la Radio Siebenbürgen, că ne-a încurajat zilnic. Încă o dată, mulțumiri, vă las acum pe 90 cu 2 FM împreună cu Ale.